Din cauza temperaturilor destul de ridicate și a lipsei precipitațiilor, Dunărea scade în fiecare zi. La Giurgiu, cotele apei sunt sub 0 cm de o bună perioadă, iar la acest nivel, navigația pe fluviu se desfășoară cu dificultate. Un punct critic este în Amonte de Giurgiu, la Zimnicea, pentru că acolo este prag, iar o navă poate fi încărcată doar la jumătate din capacitatea sa. La noi în sector, după cum bine știți, cota dificilă este în zona Zimnicea, pragul Luta. La ora actuală, în pragul Luta poate fi tranzitat de nave cu un pescaj de maxim 2 metri. Lățimea șenalului este de 80 de metri, iar în zonă se fac lucrări de întreținere a șenalului, de întreținere a adâncimilor, respectiv lucrări de dragaj. Tendința cotelor apelor Dunării este în scădere și în luna septembrie. Astăzi s-a înregistrat un nivel de minus 24 de centimetri și se așteaptă ca în zilele următoare să ajungă la minus 34 de centimetri. În această situație, în zona noastră vor putea trece navele cu un pescaj de circa 2 metri și 10 centimetri.